Guvernul vrea să amâne majorarea voucherelor de vacanță și acordarea indemnizațiilor de vacanță pentru bugetari cu 2 ani. Decizia urmează să fie luată din cauza impactului negativ asupra bugetului prin creșterea cheltuielilor. Valoarea unui voucher de vacanță a fost în acest an de 1450 de lei, însă o lege intrată deja în vigoare prevede că valoarea unui voucher de vacanță trebuie să fie cât un salariu minim brut, iar suma maximă se poate ridica la 6 salarii minime. Ori asta în condițiile creșterii salariului minim la peste 2000 de lei de la începutul anului viitor aduce cheltuieli suplimentare pentru executiv. De aceea, aceea, intenția guvernului este de a îngheța valoarea acestor vouchere în 2019 și 2020 la valoarea de 1450 de lei. Informația apare într-un proiect de ordonanță de urgență a guvernului ce a fost trimis spre avizare Comitetului Economic și Social. Impactul bugetar ar fi de circa 1,73 de miliarde de lei în acest caz.